Astăzi Republica Moldova este un vapor care scufundă. Cu toate ce avem noi, problemele sociale, economice, agricultură, reforme justiției. Și așteaptă de la noi cetățeanul. Cetățeanul așteaptă că vine cineva, nu încearcă, dar începe imediat a salva acest vapor. Că dacă vaporul începe a scufunda, da, înseamnă că sunt niște găuri, sunt niște probleme, nu? Uh-huh. Și omul vrea imediat să înceapă această reparație. Dar la noi, cum se întâmplă azi în țară, trebuie să vorbim cu 3-4 ONG-uri, trebuie să așteptăm poziția partenerilor de dezvoltare. În unele cazuri poate să întrebăm Comisia de la Veneția. Toate procedurile noastre care noi le avem azi juridici, noi nu avem nici o șansă să salvăm vaporul. Vaporul se duce la fundul oceanului. Dar eu nu vreau ca țara mea, țara noastră să plece la fundul oceanului din cauza procedurilor. Că la noi orice s-a fost omorât în proceduri. Că banul le ajungem majoritate, simplu, banul le ajungem majoritate constituțională, un guvern vroia un minister, dar lui nu i se dădea, adică tot timpul erau un milion de explicații de ce nu s-au făcut. Înțelegeți că la noi, în general, în 30 de ani, pe oameni deja atât de bine i-au dresat, că pe oameni tot timpul îi țin e pauza că va fi bine, va fi integrarea europeană, vom majora pensiile, vom sprijini agricultorii, vom avea grijă de sportivi, vom avea grijă de orfani. Înțelegi? Totul îți vorbește numai la viitor. La viitor și la un viitor de ăsta de la 2030 în sus. Dar omul așteaptă mâine.